Bună tuturor, bine v-am regăsit. Hai să explorăm împreună posibilitatea dintr-un proiect de a iniția întâlniri online. Dacă dați pe Online Meetings, secțiunea propune două categorii de întâlniri pe care le puteți stabili cu membrii proiectului. Și anume, sau puteți să vorbiți doar cu acel profesor pe care îl aveți coordonator și să aveți întâlniri de lucru. Uite, haideți să vă arăt cele două secțiuni. Și anume, cele două secțiuni se referă la chat și la organizarea unei întâlniri online folosind platforma. Sunt două elemente separate, foarte utile. Așteptăm să se încarce. Observați deja, am variantă Meetings și Chat Room. Acum să mergem puțin la chat-ul. E o posibilitate de conectare foarte rapidă a membrilor din proiect și a discuta pe un anumit subiect. Ce trebuie să știți este că în stânga aveți toate canalele pe Rocket Chat, pe această platformă în ESEP și setați oricând ce proiect aveți, pentru că le aveți deschise pe ambele aici, cum am eu, sau 4-5 câte aveți. Ce pot să vă spun este că se pot insera, de exemplu, dumneavoastră scrieți, altcineva scrie și așa mai departe. Aici nu vedeți pentru că nu este nimeni populat. Acum nu este chat-ul populat, observați că deja apare, dar puteți insera fișiere din calculator și foarte ușor o să vă arăt cum puteți să transmiteți o imagine pe loc. Uitați! Și puteți oricând să aveți emoji, puteți avea discuții, puteți avea de aici, poate la materiale, ceva pe baza căreia să discutați, aveți materialele, le căutați din ceea ce aveți încărcat anterior și discutați pe baza lor cu partenerii. Mai aveți aici reacție pentru ceva care a plăcut, eu știu, sau dacă nu v-a plăcut, nu sunteți de acord, observați că deja puteți să aveți citate, replici și așa mai departe, sau puteți chiar să vedeți toate secțiunile de aici, aveți și un link, puteți să și copiați, puteți edita, puteți da în prim plan, pin și reacții și puteți șterge. Da. Secțiunea de chat nu este foarte, foarte grea, doar că este genial pentru colaborare, comunicare excelente cu partenerii. Aici vă arată și câți sunt prezenți, dacă aici am avea în discuțiile noastre. Vă arată infocameră pentru cine este acolo, pentru care proiect. Și puteți observa aici o steluță, puteți să adăugați la favorite, puteți să descărcați discuțiile ca dovadă, puteți să creați un nou element de chat și așa mai departe, camere de chat cu partenerii dumneavoastră. Succes!